Aș vrea să lămurim puțin un mic scandal, să-i spunem așa, de la ședința în care dumneavoastră ați fost ales secretar general interimar. Au fost atunci niște certuri, o parte din vechii liberali au contestat o ședință din acea dimineață, a mai fost o ședință în duminica dinainte de ziua de luni când a avut loc BPN-ul. Ei au spus că nu au fost toți anunțați. Se vehicula numele, de fapt nu se vehicula, era propus domnul Iulian Dumitrescu de la Prahova. Povestiți puțin ce s-a întâmplat, cum ați apărut și dumneavoastră în ecuație, cum s-a ajuns la să fiți dumneavoastră ales. Știți, nemulțumirea domnului Florin Roman de la Alba, care a fost destul de vocal. Haideți să vedem ce s-a întâmplat Mă rog, dacă atunci, insistați, că sigur că în câteva cuvinte vă pot spune, chiar dacă cred că nu mai are niciun fel de relevanță nici pentru public, nici pentru colegii din partid. Dar, odată cu trecerea către președinție unică și mai ales după alegerile parlamentare, până la Congres, tocmai pentru a se păstra acest echilibru între fostele partide, înțelegerea a fost că dacă vechiul PDL avea președintele interimar, cumva în echilibru, vechiul Partid Național Liberal să facă o aibă propunere de secretarul. secretar general. Prima propunere a fost aceea lui Marian Petrache, care a mai fost secretar general al vechiului PNL, în timpul scurt în care domnul Iohannis a fost președintele partidului și chiar în perioada în care au fost cei doi copreședinți, Alina Gorghiu și Vasile Blaga. După un anumit incident neplăcut, care sper că se va rezolva cumva, pentru că încă nu a fost trimis în judecată, dar are o anumită calitate, domnul Marian Petrache a decis să renunțe la funcția de secretar general și urma ca vechiul Partid Național Liberal să vină cu o propunere către Partidul Reunit. Au fost mai mulți colegi care mi-au propus să preiau această funcție, nu neapărat pentru că e ceva important legat de organizarea Congresului, pentru că aici comitetul de organizare, care este separat de biroul politic, tocmai pentru a fi total neutru, este cel care va organiza congresul din 17 iunie, ci pentru că era important să existe acest echilibru. Și a fost o discuție informală în duminică, dinaintea biroului politic național, nu a fost o discuție nici formală, nici o ședință, pur și simplu a fost o discuție prietenească, să vedem în ce măsură vechiul Partid Național Liberal poate veni cu o unică propunere. Dacă toți președinții de filială din vechiul PNL ar fi fost de acord cu această propunere, cu siguranță nu mai era cazul de vreo decizie formală. S-au desprins acolo două candidaturi, fiind vorba de două candidaturi, a fost nevoie ca înainte de biroul reunit, Să vechiul fie. Partid Național Liberal să-și reunească vechiul birou și să vină cu o propunere formală. S-a făcut această reunire, chiar dacă susținătorii unuia dintre candidați au dorit să nu vină, monitorizând foarte atent dacă există un quorum la acea ședință. În final s-a făcut o propunere perfect statutară, a fost acceptată de către Biroul Politic Național, a fost validată de către Consiliul Național. Cred că nici măcar nu poate fi vorba de un mic scandal, cu atât mai puțin de vreun alt epitet la această procedură. Au fost poate câteva nemulțumiri, două, trei, una dintre ele ați amintit-o și dumneavoastră mai vizibilă în acele zile în media. Eu cred că nici în mod formal, nici în mod informal, nimeni n-a mai contestat de atunci acea decizie și lucrurile merg înainte conform deciziei. Totuși, tensiuni mai există, de asta am adus în discuție. Adică s-au văzut puțin și la Consiliul Național. Sigur că în orice partid există niște tensiuni, dar cumva, la nivel de imagine, pare că Partidul Național Liberal e un pic împărțit în tabere. Și, mă rog, că există tabăra vechilor liberali, vechilor pedeliști, liderii din Ardeal, știți, vorbește de tabere. Și cum vedeți dumneavoastră că s-ar putea, nu știu, s-ar putea rezolva chestiunea asta? Eu cred că se Ce poate tabără rezolva vedeți în dumneavoastră? două feluri importante și esențiale. Prima rezolvare este aceea că trebuie să existe o competiție total corectă și incontestabilă ca procedură, ca și corectitudine pentru Congresul din iunie.
Și sigur că dacă vor fi 2-3 candidați, fiecare cu echipa, dacă vreți să-i spuneți tabără, cu echipa sau tabăra care îi susține, în final, prin votul democratic al unui for foarte larg de 5.000 de delegați, care vor cuprinde majoritatea liderilor relevanți, semnificativi din toată România, din toate județele, să se ajungă la soluția majoritară, susținută de majoritate, și să fie ales un președinte. Deci aceasta este prima soluție. Să existe o competiție, să existe un spirit de fair play, să fie totul foarte statutar și, în final, să se facă o alegere prin votul majorității. A doua soluție, care este în completarea primei, este ca, odată ce va fi ales, noul lider să își facă sau să propună Consiliului Național, care va alege restul echipei de conducere, o echipă foarte echilibrată, o echipă care să aducă la oaltă oamenii buni, integri, activi, recunoscuți de electorat și din fostul Partid Național Liberal, și din fostul Partid Democrat Liberal, și din Transilvania, și din sudul țării, și din Moldova, și oameni importanți din administrația publică locală, și oameni din Parlament, și lideri care s-au remarcat în dezbaterile publice de la televiziuni, din spațiu public în toată această perioadă. Adică să existe un echilibru foarte bun și care să șteargă orice fel de diviziune între vechiul PNL și vechiul PDL, între Transilvania și restul țării, între aleșii locali și parlamentari sau lideri la nivel național. Și dacă acest mix echilibrat de oameni vor forma o echipă, din acel moment cred că nimeni nu va mai putea să tolereze sau să fie de acord să mai existe disensiuni în spațiu public. Democrația trebuie să continue să rămână în Partidul Național Liberal. PNL nu se va transforma niciodată într-un PSD care aparent pare a fi de monolit, cu disciplină, dar care în realitate, chiar dacă nu ies în spațiu public, se lovesc foarte tare și își folosesc influența pentru a se război uneori pe spatele cetățenilor, în cazul primarilor, în cazul altor aleși locali. PNL trebuie să rămână un partid democratic, un partid în care să existe diferență de opinie, în care să existe poate nuanțări la anumite decizii care nu pot să fie total îmbrățișate de partid, dar care să nu mai dea sub nicio formă impresia că există disensiuni majore. Bun, revenim la congres. Aveți în momentul mă refer la PNL, în momentul de față, doi candidați clar anunțați, care și-au asumat, cel puțin deocamdată, să facă, mă rog, acest drum, Cătălin Predoiu și Ludovic Orban. Cum vedeți dumneavoastră cele două candidaturi? Aveți un preferat, dacă susțineți pe cineva dintre cei doi? Cred că sunt doi colegi care au toate argumentele să poată să solicite Congresului votul pentru președinte al Partidului Național Liberal. Nu sunt singuri, evident, mai pot fi și alți colegi care pot să aspire la președinția Partidului Național Liberal. Chiar dacă nu avem un lider providențial, în mod evident, cred că totuși există un număr de lideri care pot să aspire la președinția Partidului Național Liberal în condițiile în care și-ar forma și o echipă puternică, o echipă în care ceilalți să facă parte, din care ceilalți să facă parte și care să acționeze în mod coerent pentru imaginea Partidului Național Liberal. Sigur că Ludovic Orban este un lider politic cu multă experiență, cu o bună cunoaștere a bazei partidului, cu o bună apropiere față de interiorul Partidului Național Liberal, așa cum Cătălin Predoiu este un om politic care poate nu are atât de multă experiență în interiorul Partidului Național Liberal, dar care are o viziune foarte sănătoasă despre încotro trebuie să meargă România. Este un om consistent din punct de vedere al gândirii politice, al acțiunii politice, a lucrat la programul de guvernare, are o viziune foarte largă asupra ceea ce înseamnă domeniile de guvernare din România.
Așa cum încă o dată pot fi și alți colegi cu experiențe și calități cel puțin similare care pot aspira la acest titlu. În momentul în care rămânem pe candidaturile definitive, vă fac o promisiune că îmi voi exprima o opinie foarte clar. Până în acest moment suntem încă în procesul de alegeri la nivelul filialelor. Se încheie în 2 mai. Va fi o perioadă în care se pot înregistra nu doar candidaturile, ci și moțiunile și programele politice ale candidaților, că nu e vorba doar de un candidat ca persoană, chiar dacă, mă rog, politica în România este foarte personificată. Persoanele contează poate mai mult decât programele, din păcate, dar persoanele trebuie să vină cu programe și chiar cu o schiță de echipă, chiar dacă nu cere în mod esențial statutul, acele moțiuni trebuie susținute de un număr consistent de colegi și trebuie să aibă acordul a cel puțin 10 filiale pentru a putea să meargă către Congres. Interesant asta. 10 filiale, acordul scris sau... prin vot al structurii de conducere. Nu e atât de restrictiv precum pare, pentru că o filială poate să dea acordul la mai multe moțiuni. În vechiul PDL, că este cumva... Pentru că altfel amintea de PSD puțin când nu, am în vechiul Dragă PDL, și n-au reușit numele altcineva. Dacă vă aduceți aminte, a existat aceeași regulă. Și multe filiale au dat susținerea și doamnei Bacovei, și doamnei Udrea, și domnului Blaga. Nu. Este însă un filtru nu pentru a pune stabilă cuiva, ci pentru că întotdeauna pot exista anumite candidaturi total exotice, uneori chiar stimulate de către adversarii noștri politici pentru a face un pic de imagine negativă în ziua Congresului. Și cred că, deși orice membru al Partidului Național Liberal are teoretic și practic dreptul de a ajunge președinte al Partidului Național Liberal, un minim filtru, o minimă susținere din partea unor filiale, care încă o dată nu sunt exclusive, pot să susțină, să aprobe candidaturile și moțiunile mai multor candidați, se impune. S-au vehiculat și alte nume de candidați. Unul dintre ele este al domnului Ilie Bolojan, altul este al dumneavoastră. Vă întreb pe rând, știți cumva dacă domnul Ilie Bolojan va candida, intenționează cu adevărat să candideze și creează o echipă în zilele acestea? Nu știu. Sincer, e o întrebare la care doar Ilie Bolojan poate să răspundă. Ok, și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră? În ceea ce mă privește, am spus că până în acest moment m-am concentrat, pe de o parte, cel mai mult pe organizarea din București, se desfășoară în bune condiții cele 6 conferințe de sector, conferința pe București de mâine, candidatura mea la președinția Organizației București, pentru că mi se părea esențial să am cel puțin sprijinul colegilor din organizația din care fac parte, înainte să mă gândesc măcar că aș putea ocupa funcția de președinte al Partidului Național Liberal, funcția națională de președinte. Și această condiție vom vedea mâine dacă va fi îndeplinită sau nu. În al doilea rând, cred foarte tare că mai mult decât o candidatură de dragul candidaturii sau doar pentru satisfacerea unui orgoliu personal, o candidatură la președinția Partidului Național Liberal trebuie să însemne, în primul rând, un program foarte consistent și foarte realist. Pe de o parte, pentru interiorul partidului, cum îl facem mai unit, cum îl facem mai coerent, cum îl facem mai bine organizat. Pe de altă parte, cel mai important, către electorat, care sunt principiile și care sunt lucrurile concrete pe care Partidul Național Liberal le va face în perioada următoare până la alegerile din 2019 și cele din 2020. Și acest program trebuie dublat de acea echipă despre care v-am vorbit mai devreme și care trebuie să reunească personalități ale Partidului Național Liberal și care trebuie să aducă la oaltă toate energiile, că e vechiul PNL, că e vechiul PDL, că să alegi locali, că sunt parlamentari, cu reprezentarea echitabilă a tuturor regiunilor istorice ale României. Așa încât, dacă voi merge pe această candidatură, voi merge cu aceste 3 premize. Cea de confirmarea susținerii în organizația București, cea de conturarea unui program care să fie bine primit de către colegi și cea de echipă consistentă care să vină în sprijinul unei asemenea candidaturi.
O să insist puțin, de ce? Pentru că O să vă dezamăgesc se pentru că tot. mai mult decât acest răspuns chiar nu o să vi-l dau. Da, sigur, vă rog. Ok. Sunt oameni în partid care v-ar susține pentru această candidatură. Eu vreau să-i menționez aici pe Teodora Tănăsiu și Marian Petrache, pentru că aș vrea să știu puțin dacă într-adevăr ei sunt cei care vă susțin mai puternic, sunteți în relații bune cu ei sau este doar la nivel de zvon. Și dacă cei doi mai sunt considerați, nu știu, lideri cu greutate, să spunem așa cum au tot fost menționați în presa ani de zile și au fost văzuți în partid. Cred că cei doi sunt oameni politici cu foarte multă experiență, cu foarte multe realizări în plan politic sau în plan administrativ, fie că vorbim de administrația locală, ce a reușit să facă pentru județul Ilfov, Marian Petrache, fie că vorbim de activitatea parlamentară sau chiar de activitatea de ministru. Plus o veche și neîntreruptă activitate în interiorul Partidului Național Liberal, care a dovedit și atașament față de Partidul Național Liberal a celor pe care i-ați menționat. Dacă domniilor lor mă vor susține, o vor spune la momentul potrivit și dacă vor considera potrivit. În mod evident, sunt mult mai mulți colegi cu care am relații bune sau care sunt foarte relevanți în decizia lor în ceea ce privește o eventuală asumare a candidaturii. Sunt cei 6 președinte de la sectoare, sunt câțiva lideri aleși locali foarte importanți la căror opinie țin foarte mult, e primarul Timișoarei Nicolae Robu, echipa de la Cluj, primarul Emil Boc și președintele Consiliul Județean Alin Tișă, dar și președintele filialei Daniel Buda. Țin foarte mult la opinia domnului Gheorghe Flutur. Mai sunt de asemenea primari importanți în Transilvania care contează foarte mult, mă refer evident la domnul Hava sau la domnul Falcă. Sunt președinți de organizații care au obținut rezultate bune de-a lungul timpului, cum este domnul Vela de la Caraș Severin sau cum este Mugur Cosmanciuc de la PNL Neamț, cum e echipa de la Constanța, care, deși au avut mereu lupte foarte dificile cu un PSD tentacular, rezultatele au fost unele decente sau bune. Nu-i menționez ca și susținători ai mei, să fie foarte important. Îi Urma menționez ca să vă întreb. persoane a căror opinie pentru mine este extrem de importantă și cu care mă voi consulta în perioada următoare să vedem care este cea mai bună formulă pentru Partidul Național Liberal. Dacă domniile lor cred că una din cele două candidaturi sau altă candidatură decât candidatura mea poate fi soluția câștigătoare, putem merge împreună într-o echipă în acea direcție. Dar toate aceste persoane pe care îi cunosc de foarte mulți ani, sunt de la 18 ani în Partidul Național Liberal, am fost în Parlamentul României, am fost președintele Casei de Sănătate, am fost în Parlamentul European, de la tânăr care lipea afișe în campania din 96 până la președintele studenților și iată astăzi secretar general, am parcurs toate etapele și înțeleg foarte bine că pentru a avea succes în politică și în interiorul unui partid, trebuie să ai cu adevărat o echipă. Poți sigur să lupți și de unul singur, poți să încerci să aduni toate nemulțumirile, poți să încerci să aduni la oaltă doar prin simpla ta personalitate, atunci când ești un lider providențial. Dar în acest moment, în situația în care este Partidul Național Liberal, cu un rezultat nu foarte bun la legile parlamentare, cu o prezență mult redusă în Parlament, cu o concurență serioasă de altor partide pe dreapta și pe centru-dreapta, cu nevoia de a recuceri, acel electorat urban care, iată, a fost la proteste seară de seară, dar care poate nu toți care au fost la proteste cred că Partidul Național Liberal este soluția cea bună și trebuie să-i convingem, trebuie să-i recucerim. Nu o poți face fără o echipă și fără o coeziune foarte importantă în interiorul PNL. Așa încât cei doi colegi pe care i-ați menționat, alți colegi pe care i-am menționat eu, poate și alții pe care am uitat să-i menționez, dar care sunt la fel de importanți pentru mine, dacă vor considera că Dar trebuie să mergem înainte într-o anumită formulă, vom merge înainte într-o anumită formulă.
ca să închei, să închei cu întrebarea asta, în momentul acesta, cu mult înainte de congres, simțiți susținere din partea colegilor, sau mă rog, parte din colegi, nu știu, un imbold să faceți? Sigur că există în interiorul Partidului Național adică Liberal discuții, sigur că există niște colegi care cred că am putea explora și alte formule în afară de cele două candidaturi deja anunțate. În mod evident că acest lucru se discută în interiorul Partidului Național Liberal și se va discuta până în ultimul moment, pentru că, așa cum am spus, fără să avem un lider providențial, fiecare aspirant are o importanță și are plusuri și minusuri. Raluca Turcan poate fi în același timp o personalitate care ar avea toate argumentele să facă acest pas. L-ați amintit pe Ilie Bolojan. Dincolo de faptul că împreună cu Raluca Turcan în acest moment conducem interimar partidul și facem o echipă care ia decizii și care se luptă să asigure un cadru democratic, opinia Ralucăi Turcan și felul în care va decide să acționeze politic în perioada următoare iarăși este foarte relevantă și foarte importantă pentru decizia pe care o să o iau. Prin urmare, punând la oaltă toate aceste argumente și încercând să vă conving că este vorba despre un proces foarte rațional și foarte așezat atunci când se merge către o decizie atât de importantă, evident, fără a mai lungi foarte mult, pentru că în curând trebuie în mod oficial să se anunțe candidaturile, vom lua o decizie în echipă și o vom anunța public. La momentul în care a fost ales secretar general interimar, doamna Turcan a spus într-o declarație că e nevoie ca secretarul general dumneavoastră să rezolve problema datoriei partidului. E datorie de 6 milioane de euro. Vreau să mă întreb în ce stadiu este această sarcină a dumneavoastră de a rezolva datoria. Nu știu dacă în 6 luni putem rezolva datorii care s-au acumulat la cele două foste partide pe parcursul multor ani. Fostul secretar general Ilie Bolojan și apoi domnul Petrache au reușit să obțină niște eșalonări legale și niște condiții pentru a putea face această returnare într-un timp rezonabil. Deja nu mai vorbim de 6 milioane, vorbim de 1.200.000 de euro mai puțin, pentru că au fost deja plătiți prin efortul colegilor și al nostru, al tuturor, în această perioadă. Suntem la zi cu toate eșalonările pe care ni le-am propus și rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile și în continuare. Nu suntem singurul partid care are datorii, cred că suntem însă singurul partid relevant care încearcă să își închidă aceste datorii, pentru că, deși, de exemplu, Partidul Social Democrat, cel puțin în presă sau de la organismele financiare, pare a avea o datorie cel puțin la fel de mare cu cea a Partidului Național Liberal, n-am simțit nicio presiune publică la fel de mare, nicio preocupare la fel de mare să-și închidă această datorie. Fie de teamă, pentru că sunt la guvernare, nimeni nu-i caută și nu le blochează conturile, fie poate din alte motive. Acolo nu sunt discuții și nu sunt probleme. În schimb, Partidul Național Liberal se află sub lupă din acest punct de vedere. Eu vă pot spune, deși exercit această funcție de scurt timp și o vom mai exercita pentru un timp la fel de scurt până la congres, suntem la zi cu aceste eșalonări. Facem niște eforturi, evident că a trebuit să reducem din angajați, din cheltuielile administrative. Nu e simplu să funcționezi în aceste condiții. Ați luat dumneavoastră astfel de măsuri? Sau erau unele măsuri legate de anumite costuri ale sediilor le-am luat și eu, altele legate de angajați le-au luat secretarii generali dinaintea mea. Prin urmare, sunt... Există conturi blocate, că v-ați menționat? Cred că la acest moment nu există, dar înainte de reeșalona unele datorii, evident, pentru a pune presiune pe noi, unii dintre cei care trebuia să le facem plăți au recurs și la această modalitate. Au fost niște probleme și cu decontarea banilor din campania electorală de la parlamentare, cu
mă rog, au fost acuzații că lipsesc unele documente și că unii oameni dintre cei care au candidat și au făcut împrumuturi nu își pot recupera banii. Secretarul, nu, șeful de campanie, domnul Falc, a fost, mă rog, pus la zid mai mult sau mai puțin. S-a rezolvat problema aceasta? E o decizie pe care Autoritatea Electorală Permanentă nu va comunica în mod oficial în curând. A fost un schimb de corespondență pe o anumită părticică din tot ceea ce a însemnat cheltuielile de campanie ale Partidului Național Liberal. Mandatarul nostru financiar, pentru că el este cel responsabil, sigur și cu suportul Departamentului de Contabilitate al Partidului Național Liberal și cu suportul filialor, a trimis toate documentele necesare, a trimis toate clarificările pe care Autoritatea Electorală Permanentă ni le-a cerut. Rămâne să vedem rezultatul final. Eu sper să nu fie nicio problemă cu niciun decont. Toate deconturile, așa cum le-am văzut eu, sigur nu le știam pe toate, pentru că eram responsabil doar de București. Domnul Falcă și domnul Bolojan erau cei care se ocupau în mod direct de campania electorală, dar eu vă pot asigura din ce am văzut și din cât mă pricep că sunt perfect legale, justificate, nu există niciun fel de semn de întrebare legată de vreo plată sau de vreun contract din campania electorală. Într-adevăr, pe o singură speță, strict pe chestiuni formale de organizarea documentelor și de organizarea decontului și a justificării, au fost niște întrebări. Vedem care va fi rezultatul final și vom acționa în consecință. Aș dori să vă mai întreb, care este relația dumneavoastră cu președintele Klaus Iohannis în acest moment? Discutați? Care? Relația mea și altor lideri din Partidul Național Liberal cu domnul Klaus Iohannis este una de respect, de susținere din partea mea pentru inițiativele publice ale președintelui Klaus Iohannis și de susținere în mod evident clară și totală pentru proiectul domniei sale pentru România. Din acest punct de vedere, cred că am fost unul dintre liderii PNL care în mod public l-au apărat pe președintele României atunci când a fost atacat pe nedrept. Am încercat să promovez anumite inițiative sau anumite lor de poziție foarte clare ale președintelui României și cred cu multă putere că este un președinte care face bine României, care ține România pe direcția cea bună în acest moment, în fața unui asalt al Partidului Social Democrat, care este garantul consolidării statului de drept, garantul relațiilor noastre bune cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii. Prin urmare, și aici chiar sper să fiu la sentimentul tuturor colegilor, e președintele pe care îl susținem ca acțiune politică și pe care îl dorim în continuare pentru încă un nou mandat, dacă va decide să facă acest lucru. Domnul Iohannis a fost prezent și la Congresul PPE de la Malta și știu că a avut o întâlnire cu delegația PNL, asta de vorbă cu dumneavoastră, cu toți cei care au fost în delegație. Ce v-a transmis? Ce sfaturi are pentru PNL în momentul ăsta, înainte de Congres? Nu știu. În mod evident am intersectat cu domnul Iohannis la Congresul PPE de la Malta. Chiar a apărut în spațiu public și o poză de grup pe care am făcut-o împreună. Mai mult de atât, nu au existat discuții la Malta, pentru că și programul domniei sale era extrem de încărcat și desfășurarea Congresului era destul de complicat să avem timp de discuții aprofundate sau să discutăm alte lucruri. Așa cum ne-am intersectat, de exemplu, și cu domnul Cioloș, ne-am intersectat și cu delegația PMP, eu personal care am răspuns și răspund în continuare de relațiile internaționale ale Partidului Național Liberal, e o funcție pe care am câștigat-o la Congresul din 2014, am fost foarte bucuros că domnul președinte a mers la Congresul PPE, a fost foarte important pentru România, știți bine că acolo au fost și alți lideri importanți ai Europei, în afară de cei trei lideri de instituții, că toți trei sunt la PPE acum, ceea ce este destul de rar în istoria Uniunii Europene. Președintele Parlamentului European Tajani, președintele Comisiei Europene Juncker și președintele Consiliului European Donald Tusk au fost prezenți acolo. A fost doamna Merkel, a fost premierul Spaniei Rajoy, au fost alți prim-miniștri sau președinți
din regiune, al Ungariei, al Croației. Și am fost extrem de mândri să îl vedem la tribuna acestei prestigioase reuniuni pe președintele României, domnul Klaus Iohannis. Dar ați spune mai degrabă că se implică în viața partidului sau nu, domnul președinte? Domnul președinte nu se implică de niciun fel în viața partidului. Sigur că România a fost obișnuită cu președinți care direct sau indirect se implicau. Domnul Ion Iliescu și domnul Traian Băsescu s-au implicat foarte direct și foarte pe față. Domnul Klaus Iohannis este poate primul președinte care este neimplicat în Partidul Național Liberal, în partidul din care a provenit, chiar dacă în mod clar este partidul în care a fost președinte, o scurtă perioadă, dar a fost președinte, care l-a susținut pentru președinția României și care este forța politică cea mai consistentă din Parlament, care îi poate susține anumite inițiative. Nu cred că este indiferent Partidul Național Liberal, dar domnia sa respectă foarte mult statutul de președinte independent față de forțele politice și, așa cum s-a dovedit de foarte multe ori, nu a avut o implicare în interiorul PNL. Poate, dacă s-ar fi implicat, unele dintre erorile pe care le-a făcut Partidul Național Liberal nu s-ar fi întâmplat. Cred însă că domnia sa urmărește cu multă atenție și își face speranțe. Pe care o folosește și dumneavoastră. Își face speranțe ca pe centru dreapta să există o forță politică coerentă, o forță politică cu un mesaj consistent, o forță politică care să susțină eforturile domniei sale de a face România mai prosperă și mai curată. Deci nu v-a dat niciun sfat legat de congres, cel puțin deocamdată? Nu. Ok, mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc.